Miron Cosma, analistul de pârnăi, care tot apare și pe la TV dându-și cu părerea despre condițiile de detenție ale lui Gigi Becali, împinge tupeul la maxim și vrea acum să-și recupereze banii din pensie pe care, de fapt, îi datorează statului român. Mi s-au luat acești bani și aș vrea să vă spun că mi-am făcut așa un calcul aritmetic, am fost profesor de matematică, vreo 22 de ani trebuia să-mi rețină 10 milioane pentru munca mea și nu am alte venituri, nici alte afaceri, nici alte jmecherii. Povestea e următoarea. Atunci când a fost condamnat pentru distrugerile din timpul mineriadei din 99, Miron Cosma a fost pus să plătească și daune, care îi se opresc lunar din pensie, că ăsta e singurul venit al ipochimenului. Cosma însă nu mai vrea, bă, să plătească daunele respective, pentru că viața e greu, iar silicoanele soției sunt scumpe la întreținere. Băi, tu peist neobrăzat, bă, chiar n-ai pic de rușine, mă. Tamana acum, cu câteva zile înainte de comemorarea tristului eveniment care a fost mineriada din iunie 90, tu vii și ceri favoruri de la noi? Tu, mă, tu! Tu ăla care ți-ai condus ortacii prin București, schilodind oamenii și dând țara asta înapoi cu cel puțin un deceniu? Domnul Zglobiu, îl scuipați, vă rog frumos, pe ăsta din partea poporului român, dar așa, cu toți mucii și pe față, vă rog eu. Băi, Cosma, bă, probabil că ți-a luat Dumnezeu mințile dacă tu te agiți taman în prag de 13-15. Vrei bani? Du-te, bă, la poartă, la Nentu Iliescu și cere-i, că doar împreună ați făcut ce ați făcut. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în acest moment. Hai, mă, marș la Iliescu! O să găsești tu adresa, așa cum ați găsit și adresele partidelor și redacțiilor de ziare în 1990. Dar evită să treci zilele astea prin piața universității, chiar evită. Vor fi acolo mulți dintre ăia pe care i-ai bătut, mulți dintre ăia care au fost duși la închisoare plini de sânge, ridicați de pe stradă de oamenii tăi. Știu, e caniculă, dar dacă scapi de dinții din gură, n-o să te răcorești mai tare. Noi însă, cam da.